Și anturajul lor era practic o parte din propaganda Iugoslaviei comuniste a anilor 80. Și din păcate toți mor, toți prietenii lui mor din cauza drogurilor, din cauza... Chiar mor? Da, chiar mor. Și cel mai bun prieten al lui moare și atunci el scrie o carte, scrie aceste rânduri ca o mărturisire pentru prietenul lui. Și e tulburătoare, absolut tulburătoare. Din păcate, uitați, altă carte de care îmi pare extrem de rău, am scos două ediții. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Amin. Dragii noștri, ne aflăm aici cu Ionuț Gurgu, directorul de la editura Predania. Voi nu vedeți că avem pe masă, avem mai multe cărți de la editură, o să vi le arătăm la sfârșit. Pentru mine este ceva foarte important acest podcast. De ce? Pentru că vreau foarte mult să promovez, nu atât pe Ionuț, bineînțeles și pe Domnul, da, pe care îl iubesc foarte mult și ceea ce el face și cartea. Pentru că astăzi este o mare problemă. Oameni buni, cu tot dragul vă spun, nu mai citiți. Nu se mai citește. Asta toată lumea este pe net. Una din marile mele dureri este faptul că eu trebuie să fac podcasturi, eu aș dori să scriu și aș dori ca oamenii să citească și asta nu se întâmplă. Pe de altă parte, trebuie să știți, fraților, că acest lucru este foarte nociv pentru mintea umană și o să las pe Ionuț să se comenteze pe tema asta. Am și niște întrebări aici, chiar am o... să-mi iau tableta pe care am uitat-o. De ce? Că e foarte important să, mi spune, să punem întrebările astea. Însă, ceea ce pe mine mă impresionează este faptul că aceste cărți pe care Ionuț le-a adus în urmă cu cât timp? Oh, cred că 2-3 luni. Ori. Da, ceva de genul ăsta conțin în ele... O carte care este aici se numește Dumnezeu Dragoste Este, Viața și Învățătura Stăruțului Dionisie de la Colciu, cu Sfântul Dionisie, da? Și filmarea asta, nu știu când o să intre, mă rog, în programul nostru editorial, în orice caz, fraților, chiar ieri a avut loc, ieri a fost deshumarea Sfântului Dionisie. Deci, astăzi când ne-am uitat peste pachetul pe care Ionuț trimisese în urmă cu 2-3 luni, am fost foarte impresionați când am găsit exact cartea aceasta, deci oameni buni, nu știu unde se vede, cumpărați cartea asta. E foarte, foarte important să citiți viața acestui mare și nou sfânt românesc, sau din România, cum vreți să-i spuneți. Acum, revenind, Ionuț, cum e cu cartea? Cum e cu editura? Cum e? Slavă Domnului! Slavă Domnului pentru toate acum. Da. Ce să vă zic? Faptul că oamenii nu mai citesc. Da, chiar zilele trecute vorbeam cu niște prieteni și mi-au trimis niște statistici și noi suntem campioni în Europa, trebuie să fim și noi campioni la ceva. Da. Deci noi în general suntem pe ultimul loc, dar la televizor suntem pe primul loc și serios? La internet suntem pe primul loc, da? Iar bineînțeles la carte... Pe ultimul. Nu o să vă vină să credeți. Ferească Dumnezeu. Da, și sunt și niște... Am citit mai demult legat de piața de carte... De România și din Europa în general, la fel. Ultimul loc cu detașare, sub Bulgaria, sub Slovenia, care are 2 milioane de locuitori, dacă vă dați seama. Da, știu că e o țară mică, dar și sub ei. Da. Suntem sub pământ. Cred că, deci România, cred că este o țară foarte progresistă, dar nu în sensul bun al cuvântului. Da, dar slavă Domnului, cărțile cumva circulă, ar putea circula mai bine, ar putea ajunge, că de fapt aici e și tristețea și cumva durerea că așa am ajuns la Sfinția voastră. Da, pentru că mă tot plângeam că îmi pare rău, pentru că sunt niște cărți care sunt bune, bine, sunt cărți care merg foarte bine, nu trebuie să le facem absolut nimic, deci cred că și dacă le-am scrie de la dreapta la stânga, toți ar citi, deci Starețul Tadei, să zic așa. Și sunt cărți la fel de bune, sau inclusiv volume din Starețul Tadei, care, să zic, nu știu, au avut un titlu mai puțin bine ales, să zic. Da, și atunci, în Sârbia există o singură carte, de vreo 800 de pagini, dar am zis să nu... să nu dați... Așa. Și am zis să le împărțim pe volume. Primul volum, care, cum sunt gândurile așa, ți este și viața, e trage toată editura. Slavă Domnului. Da, și al doilea volum, aproape inexistent, da. Și atunci a trebuit să-i schimbăm titlul,
Și când s-a schimbat titlul, surpriză. Dar eu n-am pornit la drum în ideea asta de a face marketing, dar inclusiv aici sunt într-o situație. Da, nu, eu l-am chemat pe Ionuț, nu el a venit. Da, și într-un fel, eu am vrut să stau undeva în spate, să-mi văd de treaba mea acolo și altcineva ar trebui să facă lucrurile astea, cum e și firesc, adică traducerea e traducere, redactarea e redactare și promovarea e promovare, adică și să fie o orchestră să le faci pe toate, iarăși. Sunt oameni care fac lucrul ăsta, dar nu-i cazul, Și... Dar, deci în România nu se citește cărțile duhovnicești, parcă merg mai bine. Eu nădăjduiesc că da, pentru că în lumea bună, nu, să zice, un bestseller în România e 5.000 de exemplare, așa, pe la Humanitas, pe la, da, adică e festival. Am înțeles, da. E, la cărțile duhovnicești sunt tiraje mult mai mari. Da? Da, cu siguranță. Adică, dar probabil, nu știu, ce intră în și asta e o discuție, ce intră în statisticile astea? Adică, cum să fac ele... Da, pentru că sunt cărți și Starețul Paisie, deci sunt sute de mii de exemplare vândute, dacă nu chiar spre milioane. Adică există oameni doritori. Problema e cum ajunge mesajul la acești oameni. Aici e problema și nu cred că e numai a mea. Da, așa este. Da. În general la biserici. Da. Care e diferența, adică care e diferența între a citi și a vedea un mesaj audio, video și mai departe? Cred că aici Virgiliu Gheorghe trebuie să faceți un podcast separat cu el. Evident. Dar abia aștept să-l văd. Da. Da, el explică mult mai bine lucrurile și n-aș vrea să-i intru. Să intri. Nu, că nu mă pricep să explic, dar e cert, există... O mare problemă, Da, și este documentat științific, e o diferență de la cer la pământ între a citi... o carte pe ecran și a o citi fizic. Păi tocmai din cauza asta dorim noi să promovăm, pentru că sunt niște influențe foarte nefaste în clipa în care cineva citește online sau nu numai citește online, aude un mesaj gata prelucrat, audio sau video și mai departe. Da, nu știu să intru în detalii, dar cert e că vezi rezultatele. Pe de altă parte, noi am pus cărțile online de când am început editura, acum în fine într-un alt context a trebuit să fragmentăm, să punem doar începutul și sfârșitul din politici comerciale dictate nu de noi. Da. Așa. Dar și eu asta mă gândesc, că omul citește o pagină, 20, dacă îi place, ia cartea, nu o să o citească niciodată online. Evident. Și eu am arhive întregi, biblioteci întregi de online, nu le citesc. Da. Deci când vrei să citești, citești așa. Bine, poate există și excepția asta, nu mai știu. Da, dar de obicei oamenii, într-adevăr, e mult mai bine să citească pe hârtie. Fizic. Ai spus că le-ai pus pe online niște cărți pe gratis. Ai site-uri? Da, sunt o sumedenie de site-uri. Acum probabil m-aș fi răspândit într-o mie de site-uri. Și chiar s-a întâmplat chiar în timpul poveștii cu pandemia să scoatem site-ul acesta Prietenii Predania. Aha. Da, și acolo am făcut o rubrică, un buton cu bibliotecă și acolo sunt puse cărțile online, ce se pot descărca gratuit. Da. Fraților nevăliți. Da. Să punem pe burtieră, să punem site-ul, da? Pentru că e păcat de munca pe care o face Ionuț. Ce te-a determinat? Și soția. Și soția, da. Să nu uităm de soție. Smejană, da. Slajana. Slajana, te rog să mă iei Slajana, da. Da, păi fără soție să alege praful și de editură și de familie. Da, sunt cu societății până la urmă. E adevărat, o soție foarte vrednică, dar până să ajungem la familie, am vrut să spun referitor la cum îi spune, de fapt, hai să vorbim despre familie. Cum vezi familia? Cum e familia? Sub asalt. Da. Chiar mă gândeam care e diferența între familiile dinainte și din familiile noastre când am copilărit noi și familia asta. Și îmi dau seama că e o presiune foarte mare. Din ce cauză? Noi stăteam pe Maidan, pe stradă, până la 10 noaptea și părinții nu simțeau. Sau era o familie extinsă, mai ales la țară. Și atunci... cum se cheamă, presiunea să difuza, nu era presiune. Acum eu mă uit cu copiii noștri și nu găsești copii pe stradă, sau dacă îi găsești pe stradă stau pe telefon. Da, și atunci... De fapt, ei nu sunt pe stradă, sunt în telefon. Sunt în metavers. Exact, metavers, da. Da. Și atunci e foarte greu să... Și pentru ai noștri, până la urmă, că poți să-i protejezi, dar cât să-i protejezi? Adică e foarte, foarte... Foarte dificil. Foarte complicat. Foarte dificil, da. Câți copii ai?
Cinci copii și, să trăiască. Și cu mine șase. Da, corect, sărac. Exact, are doamna, grijă. Da, are grijă, doamnă. Da, da. Deci soția, pentru cine nu știe, este de origine sârbă. Da. Și chiar tu traduci, pe aici avem pe Sfântul Nicolae Velimirovici. Nicolae Velimirovici și da. Pe Sfântul, pe Starețul Tadei, da, vedeți, da. Nicolae Velimirovici. Starețul Tadei. Starețul Tadei este tradus de finul nostru, că este editură da? De cumetrie. Ah, să ajute Dumnezeu, da? Da. Atunci nu știam atât de... Foarte frumoasă grafica. Ce am vrut să spun? Ai o evlavie foarte mare referitor legat de Sfinții Sârbi. Da, cumva a fost firesc pentru că am avut foarte mulți și încă am mulți prieteni în Serbia și am avut contact cu sfinții aceștia, cu cărțile respective și am zis hai să le aducem în România. Și cumva așa am început. Adică am adus niște cărți, s-au tradus, s-au apărut la altă editură și după aia eu tot împărțeam cărți în stânga și în dreapta și v-am povestit cu istorioara cu Ardeleanu care ajunge în gară și pierde trenul și a zis, da, asta e bine să aibă omul lucrul lui. Lucrul lui, da. Deci asta e și povestea mea într-un fel cu editura, că e bătaie, dar nu mi-a făcut de lucru. Da. Bun, ai o experiență personală cu sfinții sârbi, cumva? Dacă vrei un moment de pauză. Da. Să te ajute în ceva. Nu știu, interesant a fost cu o carte. Eu nu știam foarte bine sârba atunci și e vorba de un roman despre un ucenic al Sfântului Nicolae Velimirovici, Calis Monahu, probabil știți așa. Și am început să buchisesc eu acolo, că da, fiind și chirilică, vă dați seama. Atât de bine te prinde povestea, că am citit aproape jumătate da? De carte. Da? Nu știu cât am înțeles, dar te prinde foarte mult, da. Și, nu știu, Sfântul Nicolae Velimirovici, fiind mare iubitor de carte, probabil și așa s-au legat. Da, te-a tras în direcția respectivă. Da, ce cărți ai recomandat? Of, asta iarăși ar trebui să fie o meserie separată, adică ca la farmacie, un farmacist ar trebui, noi scoatem, producem medicamentele, dar un farmacist ar trebui să știe să personalizeze rețeta, exact, că fiecare are nevoie de altă carte. Chiar acum vorbeam cu un părinte de la un schid aici și îmi zicea, domnule, eu când citesc cartea asta mi se scorojesc pereții, deci nu, și mie îmi plăcea cartea. Am înțeles. Da, și pe de altă parte, unii îi folosește, un alt om, aia e cartea, noi n-am mai scos-o pentru că au zis, domnule, nu se citește cartea asta, nu o scoatem de niciun fel. Și Mihai Neșu. De fiecare dată când ne întâlnim cu el, ne întreabă, dar de ce nu scoateți cartea aia? Că cartea e fabuloasă. Săracu. Deci fiecare are alte gusturi. Da, alte gusturi. Altceva e de folos, alt medicament e de folos. Aha. Și tu, cum te-ai apucat? Bun, să-ți faci trenul tău, ți-ai făcut editura, ok. Da, dar așa am ajuns în biserică, prin cărți și prin oameni, după aia prin oameni, că după aia am vrut să fac, bun, citești, dar să vedem și realitatea dacă se întâmplă ceva. Am înțeles. Da, și după aia, tot citind, în fine, am ajuns și într-o mănăstire. Deci nu prea bătea ce scria într-una și ce era în alta și am ajuns în cele din urmă într-un fel anume la Părintele Iustin Pârvu. Aha. Și atunci am zis stai puțin că aici alte povești. Ce în cărți e și da, și realitatea. Da, deci nu sunt povești așa de în secolul 3, 4, așa de. Da. Și atunci cam așa s-au legat lucrurile cu cărțile și cu oamenii și am simțit-o cumva ca pe o datorie. Și să vedeți cum e așa cum se întâmplă lucrurile. Bunicul meu făcea puțuri. Și după Revoluție decolmata puțuri pe la diverse mănăstiri. Nu mai știu ce mănăstire, Pasărea, de pe lângă București, de pe undeva. Maicile de acolo au dat o cutie, cum a venit cu cutia de cărți. Dat o cutie de cărți. Și m-am uitat, eu cred că eram, nu știu, 14-15 ani, cred că, sau până atunci, cu multe întrebări. Și printre cărțile respective, bine, studii teologice, chestii, glasul bisericii, m-am uitat la ele, nu. Și era o carte cu părintelui Cleopa, un catehism, nu mai știu cum se chema, ceva cu credință ortodoxă, în fine. Și era exact întrebări-răspunsuri. Eu aveam întrebări. Și era răspunsuri, exact. Da, și asta a fost o carte și după aia, nu mai știu, mergând pe munte, în fine, așa, am ajuns și la Leinici. Și
Nu vreau să vă povestesc când am intrat în live și cu plete, cu... Da, nu, de ce? Da. Un lucru serios. Am înțeles, da. Așa. Și un părinte m-a tras deoparte și, hai să stăm de povești. Bă, da. Și, da. Și ne-am luat la povești, în fine, și după aia, la sfârșit, mi-a dat două cărți. Două palme. Așa trebuie să înceapă. Da. Și una era Serafim Roz, Ortodoxia și Religia Viitorului, și alta era Viețile Sfinților, nu mai știu ce volum. O lume, într-o lume, da. Da. Și iarăși, și timp Serafim Roz, iarăși altă. Slavă lui Dumnezeu. Palmă, da. Chiar un șut în fund, câțiva pași înainte. Adică. Da. Și Serafim Roz, iarăși, a fost foarte apropiat de mine. Și mai știu, un profesor mi-a dat Mărgăritarele Sfântului Ioan Gura de Aur. Dacă știți editurile aceea din 90, care este scrisă cu bold și fără paragraf. Da. O halcă. Da. O citai dintr-o suflare. Exact. Nu mai e respirat. Da, excepționale, deci, da. Și cam astea au fost cărțile și cumva de asta am simțit că sunt actor cumva, deci am primit lucrurile astea, hai să le împrăști. Le dai mai departe, Și așa, ușor, ușor, din aproape în aproape, cu sârbi și după aia când încep să miște lucrurile, mai vine unul. Uite, am o traducere, am o propunere, se mișcă. Da, se mișcă, nu trebuie să-ți propui tu, că vine de la Dumnezeu. Da. De la sine, da. Chiar cum vezi în viitor cultura românească, orientarea culturii românești, a cărții? Am înțeles. Nu știu ce ești. Nu-s profet. Nu. Pe persoană, cum să zic? Pe persoană fizică. Da, pe persoană fizică, da. Da. Fără răspundere. Nu știu ce să zic. Pentru că cultura ține de oameni. Și... depinde de ei cumva, dacă ei o să se schimbe și o să înțeleagă rostul cărților. Și aici e un lucru, iarăși când lucram la revista Scara, într-un număr am avut un manuscris al unui stareț de la Neamț. Cred că a fost cel care a urmat starețului Paisie și el povestește la un moment dat, printr-o minună a lui Dumnezeu, îi se arată necuratul și rămâne șocat, în fine. Și ajunge la un dialog și îl întreabă, ce cauți aici? Păi pe vremea starețului Paisie aici erau zeci de legiuni, dar acum le-am să împuținează. Dar cum să, ce s-a întâmplat? Care e explicația? Dezvoltați-o. Da. Așa, păi în felul următor, după moartea Sfântului Paisie ați început să vă certați cu strana, cu rusa, cu slavona, slavon, cu românească, cu româna în slujbă. Și atunci când a început râca, a mai trimis 2-3 legiuni. Și după aia ați început să vă îngrijiți de metoace, de vii, de restaurări, de nu știu ce. Atunci am mai trimis câteva legiuni. A, să plece de acolo, să elibereze frontul, că mai era treaba și în altă parte. Și să nu-i țină ocupați, că... Că se singur. Și după aia începe să-i spună. Și după aia ați început să aduceți, să primiți în vilegiatură familii și să stea aici și să face seminar în mănăstire. Și atunci am trimis legiuni. Și atunci starețul, de ce mai stați aici? Adică care... Poate aveți treabă și noi vă țin, știți cum e. Da, și atunci îi spune, măi, uite, pentru terfeloagele astea de cărți, că ia cât un călugăr o carte și învață cum să roage și arde inima stăpânului. Da. Deci asta e ultimul război, ultima... Da, ultima este învățătura, da. Și cred că într-adevăr asta se luptă, este o luptă acerbă pe tema învățăturii, pe tema educației, pe tema tradiției. Da, și pe tema izvoarelor, pentru că nu mai sunt părinți. Și Sfântul Ignatie Brancen din Dobe, el asta zicea, măi, s-au împunținat părinții duhovnicești. Soluția, șansa voastră e să puneți mâna pe cărți, să citiți. Și Sfântul Tadei zicea asta, domne, că Dumnezeu nu are pâncină, trimite o carte și te mângâie, te ajută. Chiar am văzut că ai scos un nou site acum, ai publicat un nou site, Rânduiala, nu? Rânduiala.ro. Da, Rânduiala e mai veche, un site, într-o conjunctură am primit manuscrisele lui Ernest Berne. Da, și am avut nevoie de voluntar să digitalizeze, că e foarte mult. A fost, cred că vreo 10.000 de pagini. Deci a scris omul ăsta când n-o să citim. Da, și numai lucruri bune, adică n-a scris așa să... Da, și atunci am făcut un site ca să se înțeleagă lumea cumva și contextul și oamenii care au fost atunci
generația lui, da. El împreună au câțiva intelectual din epocă au scos o revistă rânduială și am publicat-o tot așa și Predania, nu? A fost o revistă în perioada interbelică și am scanat-o să fie acolo. De maximă actualitate vă spun, deci dacă o citiți e... Dați pe Predania. Da, dați pe Predania. Predania.ro Predania. Da, Predania.ro la butonul revistă. A, dați, fraților. Da, și primul număr. Nici nu trebuie să citiți doar, cum se cheamă, primul articol. Deci, ziceți că a fost scris acum 20 de minute. Da. Crezi că generația din vremea respectivă este mult mai, hai să nu zic actuală, că deja ai răspuns de asta, mult mai serioasă sau mai... Cum compari generația de atunci cu generația de astăzi? Știți cum, nu o să zic eu, dar am citit un interviu cu Radu Ciuceanu și tot așa, în interviu îl întreabă, puteți face o comparație între generația de atunci și generația de acum? Și foarte simplu a zis, da, bineînțeles că pot. E ca și cum ai compara vârful negoiu cu măgura odobeștilor. Da, înțeles. Da, asta atunci, acum cred că e și mai... sub, deci da, sub nivelul mării, da. Ne ducem ușor, ușor. A scăpat impresia. Da. Apropo de asta și apropo de generații, că dacă se duc generațiile în jos, înseamnă că generații se duc în jos că se depărtează de Dumnezeu. Noi ne ducem în jos. Noi adică problema e a noastră, a fiecăruia dintre noi. Că asta am văzut cu copii, practic, că tot felul de cărți, de parenting, de cum să-ți duci copiii și de fapt problema e a ta, deci nu e a copiilor. Deci problema e strict personală. Dacă tu îți rezolvi problemele, n-ai probleme cu copiii. Deci, da, și într-un fel e spovedanie în direct. Deci te uiți la ei și vezi toate patimile tale. Deci, nu, e... deci nu se există aceea că zice, dar nu știu de la cine o învățăm. Da, dar oare de la cine. Da, și noi, făcând și acasă școala, n-avem pe cine da vina. De ce? Credeți-l pe Ionuț, cum spuneam, care are 5 copii. Copii, fraților. Da. Nu știu, încercați copiii la dumneavoastră, nu? Da. Da. Și deci dacă generații se duc în jos și se depărtează de Dumnezeu, crezi că România va mai fi liberă? Păi da, nici acum, nu știu. Nici acum, nu știu dacă... Și de cât timp oare nu suntem liberi, dar avem... Nici nu cred că avem o definiție foarte serioasă a libertății. Da. Nici eu, dacă mă întrebați acum, dar să vă rog să nu mă întrebați care e diferența care e definiția libertății. Da, da, cred că libertatea este libertatea de patim. Cum spuneam Mântuitor, cunoașteți adevărul și adevărul vă face liber. Asta cred că am și eu parte aici, am vrut libertate și am ajuns robi. E o carte foarte interesantă a unui actual părinte, s-a călugărit în cele din urmă. Da. El a fost într-un anturaj din Iugoslavia anilor 80, da? Cu unei formații de rock foarte celebre în anii respectiv, Ecaterina Velica se chema, și acolo, în fine, toți cei care cântau erau artiști desăvârșiți, adică oameni foarte, foarte buni. Și anturajul lor era practic o parte din protipendada Iugoslaviei comuniste a anilor 80 și din păcate toți prietenii lui mor din cauza drogurilor, din cauza... Chiar mor? Da, chiar mor. Și cel mai bun prieten al lui moare și atunci el scrie o carte, scrie aceste rânduri ca o mărturisire pentru prietenul lui. Și e tulburătoare, absolut tulburătoare. Din păcate, uitați, altă carte de care îmi pare extrem de rău, am scos două ediții, am trebuit să schimbăm și coperta și formatul și titlul, doar o ajunge. Doar o să se ajungă. Da. Am vrut libertate și am ajuns rob de semnările monahului Arsenie. La Predania, fraților, neapărat să o cumpărați. Nu, trebuie. Da, pentru, mai ales pentru familiile care au adolescenți, tineri, pentru că e o experiență de viață cutremurătoare. Adică, în general, copiii la vârsta asta sunt foarte teribiliști. Da. Și măcar e o șansă să vezi, au fost și alții teribiliști înainte. Corect. Și nu au sfârșit tocmai fericit. Da. Și, repet, oameni absolut excepționali, artiști desăvârșiți. Și, din păcate... Ecaterina Velica? Cum se numește? Ecaterina Velica. Ecaterina Velica. Cea mare. Velica, da. Ce sfaturi ai da tinerilor familiști? N-aș da sfaturi. Da. Să nu dea de doamnă. Să vă duceți la părintele, nu, să vă duceți la părinți și să-i întrebați de sfaturi, că acolo e ghișeul cu sfaturi. Ești părinte. Da, eu un sfat, da.
Păi nu, asta zic, sfatul e să-și vadă de, să-și vadă de sfințenia lor. Da, Părintele Porfirie, cred că zice cel mai bine. Păi vedeți-vă de sfințenia, de viața voastră. Fiți voi desăvârșiți, sau nu desăvârșiți, măcar. Da, măcar, în direcția respectivă. Cum zice Patriarhul Pavle, fiți oameni. Da, prima extraordinar. Fază, până să, că toți vorbim de sfințenie, de lucruri mărețe, așa, băi, hai să o luăm omenia și frumusețea cea din prima altă. Da. A unde? Este? Da, asta, Duracoveanu, care este și cel care a fondat revista Predania în anii 37, da. Despre și ce e vorba în ea? Omenia și frumusețea cea din prima. Deci e chiar asta de virtuți, exact. Ce e pe coperta asta și interior. Asta și în garză, da? Da. Și, da, și e un buchet de virtuți, e ca o icoană neamului românesc. Ce ar trebui să fie românii? Și slav, te uiți în ea și vezi cum suntem. Da. Uitați aici, că sunt titluri cu... Da, credința în Dumnezeu. Cununa tuturor virtuților omenii este credința în Dumnezeu, evident. Da, bine, onoarea, titlurile. Da, umilința. Da. Și mai departe. Da, iubirea de străini, în fine, multe, multe, multe lucruri, că citești o cărțulie așa de mică și vezi cât de departe am ajuns în partea unde, cealaltă, unde nu, suntem, unde nu trebuie. Unde suntem. Da. Într-adevăr, slavă lui Dumnezeu, pentru că eu văd că există foarte multă experiență, foarte multă trăire, foarte mult Duh Sfânt în aceste cărți, dar nu ajung la oameni. Asta, asta e problema. Și știți cum e, ai grijă ce-ți dorești, că asta ți se va întâmpla. Exact. Eu tot plângându-mă cum să ajungă cărțile așa, un prieten, știți, Horia, a ajuns la dumneavoastră și hai să-l ajutăm pe Ionuț, păi vedeți unde am ajuns. Da, are grijă Maica Domnului. Ai spus de Patriarhul Pavle. Da, chiar l-am cunoscut. Mulți serios? Am cunoscut. Da. Trebuie povestit. Da. Da, uitați și pe părintele, că vorbeam de părintele Dionisie și acum s-a citit viața lui, așa, și era o situație cu un om care tot căuta sfat, nu îi deslușa nimeni problema și a ajuns la părintele Dionisie. Și când a ajuns acolo, în fine, transformat total, se întoarce, domnule, ăsta e sfânt, treaba e clară. Da. Și zic, domnule, ce ți-a zis că e sfânt și așa? Și că, domnule, nu mai știu ce mi-a zis. Da, e sfânt. Asta vă spun eu, că ce-am simțit acum. E cam așa și experiența mea cu părintele. Nu cu părintele Dionisie. Când l-am cunoscut, mi-a spus lucruri, dar nu știu ce mi-a spus, dar rămâi cu o imagine, cum e în Pateric, știți, că e de ajuns să vă văd, părinte. Deci asta e, cred că și asta ne lipsește cumva, să vezi niște modele. Evident. Băi, biserica a făcut din modele în trăire, asta e lucrurile. Da, problema că se împuținează modelele astea văzând cu ochii. Din păcate. Și la fel, asta cred că a fost o mare șansă de la Dumnezeu, nu știu cât o să mi se ceară la judecată, la sfârșit, pentru șansele astea, că am cunoscut duhovnici ăștia care sunt chiar cum scriam și în Pateric și în cărțile de care zici că e așa ceva care nu mai există. În vremea aia, se întâmplă. Nu, slavă Domnului. Deci, da, să zic, i-ai cunoscut și atunci ce faci? Adică, cât ți se va cere? Că așa zici, domnule, am cunoscut pe unul care nu era citește ce de capul lui, atât s-a putut. Adică, dacă îi cunoști pe cei mari, atunci... E foarte dificil. E și bine și rău. Adică, dar e mai mult bine. Mai mult, neapărat. Și în cauza să cistim. Pe Patriarhul Pavle, l-ai cunoscut? Da, eram într-o tabără, cum sunt asta cu tinerii ortodoxi din Balcani, în fine. Și ne-am dus în Belgrad, în fine, și era și el a slujit acolo. Și la fel, când te uiți la el, zici, băi, e din alt film, din altă galaxie, nu are nicio legătură cu ce e în jurul tău. Dumnezeu! Nicio legătură, bă, de om ceresc. Și vedeți cum se întâmplă. Sârbii sunt un neam care a trecut până comunism, a ieșit, Doamne ferește, deci jale. Și la mormântarea lui au venit 1.000.000 de oameni. Deci n-a fost nicio mormântare, niciun eveniment public în Belgrad. Și ei nu știu dacă în Belgrad sunt jumate botezați, adică ca să înțelegeți ce impact... Da. Și tot în excursia respectivă, la Novi Sad, am primit o carte despre bisericile distruse în războaiele, în Bosnia, în Herțegovina, în fine, în Croația. Și când am luat-o, am zis, bă, dar cine știe de lucrurile astea? Adică eu nu știam, eram student în anul 1 la teologie, habar n-aveam că au fost distruse, cred că la nivel, nu știu, în Croația, în Bosnia, Herțegovina, cred că au fost distruse la nivel de 700 de biserici, dacă vă închipuiți.
Și am zis, păi, hai să fac ceva, hai să încep să o traduc. Până am terminat eu de tradus, mai distrusese, începuse și Kosovo. Și au mai distrus acolo încă, cred că vreo 300-400 de biserici, de acolo chiar monumente istorice de ev mediu, adică acolo în Bosnia, hai să zic că erau și de-astea mai noi, să zic că nu aveau o valoare culturală, că oamenii sunt foarte sensibili la valoarea culturală. Dar când au distrus biserici de secol 12, 13, 14, nici măcar atunci nu au fost sensibili, adică nu exista subiectul. Atunci a fost distrus o statuia lui Buddha, dacă țineți minte, nu mai știu dacă țineți minte. Talibani au venit, Afganistan, nu știu ce, și au distrus o statuie a lui Buddha. Și pe Euronews, nu CNN, era din, nu știu, cât au ei știrile, din 10 în 10 minute, din 15 în 15 minute, vestea asta. În Kosovo, în Europa, deci erau distruse biserici de secol 12, 13, 14, nimic. Tăcere. Doamne ferește. Da. Deci, frate, o ipocrizia la maxim. Mai da, bine, ipocrizia e peste tot, da, să nu credeți că în altă parte nu e ipocrizie. Da, deci, dar vreau să spun, ce mare distrugere a fost în Sârbia. Da, mare. Și practic așa am început cumva cu cărțile, atunci eram la revista Scara, dacă țineți minte, pe vremuri, în fine. Și cred, nu știu dacă n-a fost chiar prima carte scoasă la Scara, că ei aveau revista Scara. Da, da, da. Și au zis, bă, dacă mai revistă, hai, ce o să fie și o carte? Am scos cartea asta. Cartea asta cu ruinele ortodoxiei, chiar Părintele Iustinie a pus titlul. Și că ea se chema în primul volum, cel despre Bosnia și despre Croația, era genocid duhovnicesc. Și cea despre Kosovo, Kosovo răstignit. Și părintele l-a luat, s-a uitat, bine, ruinele ortodoxiei. Da, și așa a rămas. Da, din păcate oamenii, cum spuneam, nu știu, trebuie promovate astea. Da. Să vedem cum se face. Iar părintele Iustin avea un mare drag de cărți. Deci asta iarăși ne-a apropiat foarte mult. Și cumva asta, cartea asta, pe care a fost prima pe care am tradus-o, împreună cu soția. Da. Dumnezeu să o binecuvinteze. Exact, ea. Tot respectul nostru. Exact, respect. Și dragostea. Da, și dragostea, da. Da. Și i-am dus părintelui manuscris, l-am trimis, în fine, și după câțiva ani am auzit niște părinți îmi povesteau cum părintele avea manuscrisul sub telefon, îl lua și când venea câte un părinte, sau în fine, oricine, până la urmă, că bănuiesc că au fost mai mulți, lua și citea din ea și asta a făcut... Pot să mai continui cu editura doar pe mărturia asta. Da, exact. Da. Adică el cred că a scris și... A scris și cuvântul înainte, da. Păi de Iustin Părvu? Serios? Da. Să-l citiți, că e... Da, deci, fraților, de Iustin Părvu este principalul susținător al... Titorul. Titorul, da, al editurii Predania. Da. Să ajute Bunul Dumnezeu. Ne bucurăm enorm pe tema asta, enorm. Da, e crunt, Iurnuț, pentru că, după cum spuneam, oamenii astăzi se uită după niște non-valori. Și când mă uit pe YouTube, că mă întrebau oamenii, dar nu te mândrești, nu, așa mai departe, și zic nu. Și spun de ce? Pentru că noi avem nu știu câte vizualizări și văd pe YouTube niște, cum să spun, non-valori, adică nici măcar linie melodică, nici nimic, care au sute de milioane de vizualizări. Și, fraților, nu este invidia asta, ci este o mare durere, pentru că sunt oameni sfinți în cărțile astea, sunt... oameni care, într-adevăr, pot să rezolve problemele umanității, dar nu sunt citiți și sunt ascultați toți traperii și toți așa mai departe, cu un limbaj obscen. Exact asta. Da? Și care prăjesc mințile oamenilor și îi împing pe tineri în depresie și la ora asta cred că tinerii sunt foarte, foarte confuzi. Exact asta vorbeam cu un prieten, în fine, cel care ne-a și ajutat să facem editura. Și el asta îmi zicea, uite, unul dintre copiii mei este la Vianu. Ea ascultă Adi Minune, era ceva foarte valoros. Deci ce acum e, Doamne ferește, e puțin zis. Da, deci era uimit de, apropo de ce ziceți, de linie melodică. Ce linie melodică, ce texte, ce cuvinte. Da. Groaznic. Eu cred că singura soluție este să ne întoarcem înapoi la duhovnicie, la cărți, la umanitate. Cum spunea Sfântul Patriarh Pavel, că eu cred că e sfânt. Și evident, sfânt, da. Să fim oameni. Da, să fim oameni. Să o luăm așa de aproape, că poate ajunge și sfinții. Da. Dar măcar să începem cu omenia, cu... Exact. Da, cu pentru viața că frumos. Comunismul n-a fost atât de traumatizant ca în Rusia sau ca în Serbia sau mai știu, sau ca în Bulgaria, unde e jale, e prăpăd.
Dar nici noi n-am ieșit așa foarte cu bine. Fața din, curată. Da. Și mai ales da, ceea ce pe mine mă deranjează foarte mult este că nu avem modele niciunde altundeva decât mai în trecut și două, trei luminițe în prezent. Nu mai există. Dar eu totuși am nădejde, pentru că Hristos a spus că biserica nu o să fie biruită de porțile ale. Dacă nu avem nici nădejde, atunci chiar suntem. Chiar suntem. E grav de tot. Așa este. Da. Să fim oameni. Să ne ajute Dumnezeu. Pentru că cei Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Mulțumim tare mult. Doamne ajută. Doamne ajută.